Autobuzul electric i-a impresionat pe constanțeni încă de la prima cursă. Foarte silențios, încăpător, aspectuos, deloc poluant, dar și economic, mijlocul de transport în comun pare a fi o bijuterie printre celelalte autobuze existente în trafic. M-am suit de 10 minute aici și vreau ca să văd într-adevăr cum se comportă pe traseu, pentru că și eu am lucrat 25 de ani cu autobuze. Confortul este excepțional, e frumos. Aspectul frumos, ce să mai, e din plastic, nu e din fiare, cu luminozitate destul de bună, se vede peste tot, nu e geamul de alea cu țită pe ele, ceea ce contează. Mi se pare confortabil, adică față de celelalte autobuze, nu știu dacă este nou sau așa, mi se pare curat și confortabil. Are o vechime de 5 ani. A, da, da, arată bine. Credeți că ar fi necesar un astfel de autobuz în Constanța? Am citit că este și ecologic, deci dacă ne gândim că ar proteja mediul, zic că da. Produs în Cehia, autobuzul electric a fost adus în România pentru a fi testat și prezentat călătorilor și mai ales pentru a-i convinge de avantajele și necesitatea unui asemenea mijloc de transport în comun. Scopul acestei prezentări este de a sensibiliza în primul rând constanțeanul pentru avantajele unui transport electric, ca la rândul său să pună presiune, în ghilimele, pe organele competente ale primăriei să accepte noi investiții în domeniul nepoluant. Are un motor de proveniență Skoda de 140 de kW, limitat la 120 din motive de siguranță în trafic și pentru a mări autonomia. Are baterii litiu-ion, 180 de celule, cântăresc 1800 de kg modo grosso. Autonomia este de până la 250 de km în trafic extraurban și are particularitățile lui. În trafic urban, funcție de număr de opriri, intersecții, stații, condiții de trafic, 120-160 de km, lucru verificat în România. Autobuzul electric nu este uimitor numai pentru călători, ci și pentru șoferii care sunt obișnuiți cu zgomotele puternice și mai ales cu dificultățile întâmpinate la vechile autovehicule. E o mașină deosebit de sensibilă, foarte fiabilă, se conduce atât de ușor și atât de simplu, nu face gălăgie, nici nu se simte. Dacă imaginați așa, cum ați fi cu o barcă pe apă, nici nu simțiți că merge. Se aude un zgomot foarte ușor, aceea este răcirea de la motor în spate. Deși este foarte economic și protejează mediul, rămâne de văzut dacă va fi cumpărat un autobuz și pentru Constanța, mai ales că prețul este unul cam piperat, cuprins între 350 și 400 de mii de euro. Investiția este aproape imposibilă dacă autoritățile locale nu vor susține demersurile. Regia întâmpină probleme economice serioase, iar în ultimele două luni se pare că banii pentru salarii au fost împrumutați de la sindicat. La 28-29 de mii de moși care veneau și luau abonamente, la 22-23 de mii de moși. 6 mii de moși de peste un an de zile, mai puțin, care înseamnă 3 miliarde de lei pe lună. A făcut economie la buget, onor primăria anul trecut, 36 de miliarde. În situația în care primăria, RATC-ul, are pierdere de 70 de miliarde. Timpul va demonstra dacă un autobuz nou va fi achiziționat. Până atunci însă, constanțenii se vor putea plimba cu mijlocul de transport adus spre prezentare. Până pe 8 iunie, acesta va circula pe liniile 243, 540, 102 și 48. Toți călătorii se vor putea plimba gratuit și vor putea completa un chestionar pentru a-și exprima opinia față de noul mijloc de transport în comun.